Planul de restructurare a complexului energetic Oltenia este în întârziere, a declarat ministrul energiei Virgil Popescu la Târgu Jiu. Acesta a spus că planul a fost suspendat anul trecut, când producția de energie a crescut pe fondul crizei generate de războiul din Ucraina. Planul de restructurare este în întârziere și datorită faptului că am produs mai mult anul trecut. Deci, practic, planul de restructurare a fost abandonat anul trecut. Am discutat deja cu vicepreședinta Comisiei, i-am spus acest lucru și trebuie să ajustăm planul în așa fel încât investițiile să fie puse cât mai repede, poate nu vor fi puse în 2026, poate la începutul 2027, dar să fie puse cât mai repede. Planul de restructurare este un plan care ni l-am asumat, care este evident că în anumiți parametri pot fi ajustați. Ministrul Energiei a spus ce înseamnă planul de restructurare a complexului energetic Oltenia. Avem un plan de restructurare aprobat. Un plan de restructurare care presupune investiții de 1 miliard de euro în complexul energetic Oltenia, 1350 de megawatts, dintre care 4000 deja se duc la pensii. Așa a fost programul. 4000 se duc la pensii. Deci 1350 de megawatts pe gaz, 747 capacitate instalată de fotovoltaic și încă două unități la Rovinari și una la Turceni, care sunt în rezerva sistemului. Trebuie să ne uităm la prețul energiei electrice care a fost anul trecut, care a permis CEO să funcționeze, să facă profit, ceea ce a fost foarte bine, dar totuși populația a suferit și a trebuit să intervenim. A fost o criză generală. Prețul actual, prețul care va fi, și trebuie să ne gândim că până la urmă CEO trebuie să reziste și din 2026 și din 2030 și peste 2040. CEO trebuie să existe aici. Este prins în PNRR, dispare CEO. CEO nu dispare. CEO nu dispare. CEO nu înseamnă numai cariere minere. CEO înseamnă producție de energie. Gaz, fotovoltaic și cărbune. Virgil Popescu s-a enervat atunci când a fost întrebat de pierderea câtorva mii de locuri de muncă, singurul argument al ministrului fiind că peste 4000 de salariați vor ieși la pensie.